Bună seara! Situație dramatică în spitalele din România, asta după ce pandemia face pur și simplu ravagii. La Ploiești, doamnelor și domnilor, medicii au ajuns să decidă cine trăiește și cine moare. Se face o evaluare a bolnavilor, iar cei care au mai multe șanse primesc ajutorul medical cuvenit. Claudia Predilă are informații. Claudia, bună seara, te ascultăm! Situația de la spitalul din Ploiești este una critică. De mai bine de două săptămâni nu mai sunt locuri libere la secția ATI. Șefa UPU Ploiești a mărturisit că medicii sunt nevoiți să aleagă între pacienții pe care îi salvează și cei la care trebuie să renunțe pentru că nu mai au locuri pentru ei. S-a ajuns așadar la o situație de coșmar. Pur și simplu nu mai sunt locuri libere la terapie intensivă, iar pacienții grav bolnavi au stat să aștepte chiar și până la 72 de ore în urgență până când au putut fi internați la terapie intensivă. Problemele s-au agravat, spun medicii, din cauza faptului că oamenii nu au respectat regulile care sunt, iată, în vigoare, iar mai mult decât atât, la ATI sunt disponibile doar 12 paturi, foarte puține comparativ cu numărul mare de bolnavi. Reprezentanții spitalului au transmis printr-un comunicat de presă faptul că nu mai sunt locuri libere la ATI, iar pacienții au fost internați la terapie intensivă în funcție de gravitate. Cei care nu au putut fi internați au fost consultați de medici de terapie intensivă, dar și de medici infecționiști, dar mai mult decât atât, este și o criză acută de medici. Personalul medical este foarte puțin comparativ cu numărul pacienților. Mulțumesc foarte mult, Claudia. Vreau să vedem acum și ce spune directorul medical al spitalului din Ploiești, doctorul Andrei Ilinca. Haideți să vedem declarația. În momentul de față avem un aflux din ce în ce mai mare de pacienți care au ocupat în mare măsură capacitățile UPU și ale spitalului pe perioadă temporară. Am avut și perioade în care am reușit să mai degajăm din spații. Cert este că este foarte aglomerat în permanență. La terapie locurile sunt de mai mult timp ocupate și am fost necesar să găsim o soluție pentru ca pacienții să poată fi tratat la nivel de terapie intensivă, cel puțin pe o perioadă limitată până se găsește un loc în terapie intensivă. Așa încât am preferat să folosim facilitățile UPU, aici vorbesc de oxigen ventilatoare, și cu ajutorul medicilor infecționiști și ateiști s-a făcut un tratament comparabil cu cel din terapie intensivă. Se răspândește din ce în ce mai mult, sunt foarte mulți pacienți care au patologii foarte diverse. Problema nu este numai la noi, problema este la nivel național. Așa zic, nu pot să vă dau o estimare, dar oricum în situația actuală destul de repede. Noi cel puțin la Ploiești am făcut apeluri către ceilalți medici de terapie intensivă din județ, am făcut apel către centrele universitare pentru a ne sprijini cu medici, deoarece principala problemă este lipsa de personal. Dacă avem 3-4 pacienți odată, nu putem să-i trimitem pe toți în terapie intensivă, se face o ierarhizare, dar în funcție de gradul de urgență, de gravitatea cazului respectiv. Este declarația făcută de către doctorul Ilinca de la Spitalul Ploiești. Situația este cam aceeași la nivel național, spunea domnul doctor. Ne-au venit, domnilor și domnilor, imagini de la spitalul din Iași, acolo unde bolnavii sunt nevoiți să aștepte afară în frig, rândul la un consult la medic. Vedem imaginile. Domnilor și domnilor, acesta este punctul de pornire al discuției din această seară. Le mulțumesc invitațiilor, domnul Ionel Dancă, purtător de cuvânt al executivului, domnul Florin Manole, deputat PSD, și domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Le mulțumesc de asemenea și doamnelor profesor Monica Pop, este alături de noi, de asemenea doamna doctor Carmen Dorobot, este managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, mulțumesc, domnilor. Doamna profesor Pop, încep cu dumneavoastră. Este acesta momentul de care ne-am îngrozit cu toții când vedeam imaginile din Italia și din Spania în care medicii
plângeau de neputință pentru că renunțau la bolnavi, la unii bolnavi în favoarea celor pe care îl considerau cu șanse? Să știți că asta cu plânsul de neputință este un lucru vechi în România și insuficiența cadrelor medicale este veche, nu-i de acum, era de așteptat să se întâmple așa ceva. Eu cred că nu ne putem compara totuși cu Italia și nici nu ne putem compara. A titrat aici că bolnavii infectați așteaptă în frig. Dacă se știe că sunt infectați, de ce mai sunt distanțați așa, că nu înțeleg? De ce nu sunt unul lângă celălalt, ci introduși într-un hol sau undeva unde pot să stea până când ajung la consultație? Partea cealaltă, eu am o întrebare care nu e retorică. Ce se întâmplă cu spitalele de campanie? Pentru că sunt multe, fiecare dintre ele a costat câteva milioane de euro. Atunci, la vremea respectivă, când s-au construit, ni s-a comunicat sau ni s-a spus că au și secție de terapie intensivă, cel puțin unele dintre ele, și acum, după informațiile pe care le avem, în spitalele de genul acesta nu sunt pacienți. Nu înțeleg de ce, în alte părți este aglomerat așa cum am văzut, și în aceste spitale nu sunt pacienți. E bineînțeles, am înțeles că unul dintre ei are o avarie, dar unul dintre ei. Nu știu care e situația spitalului de la Otopeni, de exemplu, de la Elias, de la Iași și așa mai departe, și eu cred că e normal să se comunice populației acest lucru, pentru că dacă se comunică numai situația în care pacienții nu mai au locuri în spitale, pacienții nu se vor mai duce. Îi vor muri acasă și nu e normal așa ceva. Pacientul trebuie să știe că poate beneficia de asistență medicală mai greu față de perioadele obișnuite, dar trebuie să meargă la medic atunci când au o suferință care seamănă, nu numai asta. Pentru că, să știți un lucru, doamna Ruse, nimeni nu-și poate permite să pună în frunte bolnavii COVID. Toți bolnavii au același drepturi în țara asta și nu numai bolnavii de COVID trebuie să fie pe prima treaptă și pe urmă ceilalți. Nu, trebuie să fie tot egal și tot bolnavul sau tot pacientul care are o suferință trebuie să fie văzut de medic și să aibă dreptul la asistență medicală. Și eu cred că încă se mai poate și cred că sunt măsuri care se pot lua și care pot să ajute populația. Deci să nu se sperie oamenii atât de tare, să nu se mai ducă, pentru că asta se va întâmpla dacă... Aduceți-vă aminte că în urmă cu, cred că vreo 3 luni, domnul ministru Nelu Tătaru spunea că în România sunt 4.000 de paturi de ATI, din care, formă, spunea doctorul Buvene că sunt atribuite COVID-ului, bolnavilor cu COVID, 1.280 parcă, ceva așa. Deci nu e chiar așa de dramatic în situație în care să trebuiască un medic să aleagă. Iar asta cu alesul este ceva care nu trebuie să se întâmple niciodată, pentru că un medic nu are dreptul să lase un bolnav să moară niciodată și nu poate să aleagă între doi, indiferent ce vârstă au și ce patologie au. Nu se poate așa ceva, niciodată nu se poate să pui un om să aleagă între doi pacienți pe care să lase să moară și pe care să-l salveze. Așa ceva e dincolo de puterea de înțelegere a cuiva. Și dincolo de puterea, cred că oricărui om, indiferent că este el care o pregătire medicală... Bineînțeles. Bineînțeles, cum o să lase și cum e posibil să aleagă între doi? Eu cred că este efectiv o figură de stil asta, pentru că nu se poate așa ceva, nu se poate întâmpla lucruri de genul ăsta, nu se poate pe jos, pe sus, cum se poate, oamenii trebuie consultați și tratați. În niciun caz nu poți să alegi ca medic între doi oameni pe care să-l lași să trăiască și pe care nu. E absolut exclus așa ceva și sperăm să nici nu ajungem acolo și încă o dată vă spun, nu trebuie să se instituie panica asta nebună care va conduce la creșterea numărului de morți, categoric, pentru că dacă bolnavul ajunge prea târziu, indiferent de ce boală, dacă ajunge prea târziu la medic, oricum sfârșitul lui va fi foarte aproape. Dacă se duce din timp, este mult mai simplu. Și ați văzut că au spus infecționiștii că, de exemplu, remdesivirul se administrează cu eficiență în primele stadii. Deci nu când ajunge pacientul să meargă în terapie intensivă, atunci nu mai are niciun efect. Deci pacienții trebuie să meargă de la început să fie prezentați la medic și încă o dată vă spun, nici nu vreau să aud, nici vreau să mă gândesc și cred că nimeni nu vrea să audă așa ceva cu alesul între doi pacienți pe care să-l lasă să moară. Așa ceva nu trebuie să existe niciodată nicăieri. O să revin la dumneavoastră imediat pentru că spuneați că există câteva soluții. Vreau să întreb pe doamna profesor Dorobăț care este situația la Iași. De ce doamna profesor așteaptă oamenii să intre, au făcut practic coadă să intre la consultație în spital? Este numărul de bolnavi, de pacienți prea mare pentru personalul spitalului? Sunteți depășiți? Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. În ultimele 3 zile la Iași au fost peste 500 de pacienți care au fost confirmați
și în felul acesta s-a adunat un număr mare din cei asimptomatici cu forme ușoare, care nu doresc internare și nici nu-i cazul să fie internat, dar care au nevoie de acele hârtii contrasemnate de infecționist cu aprobarea Direcției de Sănătate Publică. În același timp, această evaluare care trebuie făcută de infecționist este dublată de tot ceea ce înseamnă consultații, primiri în spital pentru pacienții veniți cu ambulanța și de asemenea cu mașinile smurt, care de obicei au simptome și câteodată au simptome care pun probleme cu risc vital. Și atunci, este clar, echipa de gardă care a fost mărită, care este ajutată în momentul de față de personal auxiliar, este în anumite momente depășită. Am avut discuții cu domnul ministru a Sănătății chiar la sfârșitul săptămânii trecute și am convenit, am discutat cumva să orientăm pacienții asimptomatici către medicii de familie, nu numai spre supraveghere, dar și spre rezolvarea acestor formalități, ca să spun așa. Am avut discuții cu domnul director de la DSP, doctor Cepoi, să încercăm să eșalonăm cumva acești pacienți pentru ca timpul cât se stă afară să fie cât mai scurt, pentru că categoric ne îndreptăm spre sezonul rece. Deci este vorba despre un personal care de acum sigur este și obosit, care face treabă non-stop, și pe de cealaltă parte un număr mare de pacienți. Doamna profesor Popa, ați auzit, multe sunt formalități, este birocrație foarte multă, sunt oamenii ținuți afară, medicii sunt tracasați cu tot felul de hârțogăraie. Spuneați că există soluții, că se poate face ceva astfel încât spitalele să nu se mai aglomereze atât de tare. În primul rând, eu aș vrea să știu cu exactitate și cred că știți dumneavoastră și toată lumea vrea să știe ce se întâmplă cu spitalele de campanie și cine este în ele, dacă sunt pacienți acolo și dacă au personal care să poată îngriji acest pacient, pentru că așa s-a spus și atâta timp cât s-au făcut asemenea investiții enorme în aceste spitale, ele trebuie să fie și utile. Adică nu le-am făcut numai ca să demonstrăm nu știu cui că putem sau că în China a durat 3 zile până au făcut un spital și la noi nu e cazul. Ele trebuie să funcționeze și atunci s-ar degreva spitalele. În al doilea rând, aici într-adevăr pot ajuta foarte mult medicii rezidenți la hârtii. Deci ei trebuie învățați cum să le întocmească și medicii principali numai să le semneze, pentru că într-adevăr nu au timp. Și să știți, încă o dată vă spun ce v-am spus și la început, insuficiența personalului sanitar datează de ani și ani, mulți. Nu era nevoie să apară pandemia asta ca să se vadă încă o dată lucrul ăsta, lucru pe care mulți ministri ai sănătății nu l-au înțeles și guverne nu l-au înțeles și ar fi trebuit ca numărul de medici să fie mult mai mare și în anumite specialități să fie mult mai multe locuri. La epidemiologie sunt câteva locuri scoase la rezidențiat, nu e normal așa ceva. Și încă ceva, doamna Ruse, dacă eu aș putea să fac așa ceva, aș chema de acasă toți medicii epidemiologi, să zic că sunt medici epidemiologi foarte buni și cunoscuți, care nu lucrează pentru că au împlinit 70 de ani. Și dacă au împlinit 70 de ani, în alte țări lucrează până la 80 și la 80 și ceva. Deci ei trebuie solicitați pentru a face față ca noi, toți să putem face față la situația aceasta. Deci medicii nu numai medici epidemiologi, dar ei sunt foarte importanți, totdeauna au fost importanți medici epidemiologi. Acum mai mult decât niciodată. N-ar trebui să existe spital fără epidemiologi, nici n-ar trebui să funcționeze. Și eu n-aș da autorizație de funcționare unui spital care nu are epidemiologi. Dar pentru asta trebuie scoase posturi, trebuie aduși medicii care sunt capabili să lucreze de acasă, pentru că ei săracii vor să lucreze și să știți că au făcut demersuri, chiar dacă au împlinit vârsta, ca să poată lucra. Ori nu, n-a fost foarte multă înțelegere din acest punct de vedere. Este alături de noi și reprezentantul executivului, domnul Ionel Dancă. Domnule Dancă, ați auzit de la două personalități ale lumii medicale și nu doar în această calitate, le-am contactat în această seară, ci datorită experienței uriașe pe care o au în ceea ce privește practicarea medicinei. Vedeți care e situația în acest moment? E ceva ce se poate face, pentru că există acea mărturie și oricât ne-ar plăcea să spunem că poate a fost un moment de exagerare a medicului din Ploiești, e o realitate confirmată de colegi. Faptul că medicii decid cine are șanse să supraviețuiască și cine nu.
Da, bună seara și salut și eu invitații dumneavoastră. În mare parte sunt de acord cu ceea ce au spus distinsele doamne doctor cu privire la problemele sistemului medical și sanitar din România. Ele nu sunt probleme de ieri, de astăzi. Sigur că acum sunt acutizate de această pandemie și de tot efortul pe care îl fac medicii, în primul rând cei din aflați în prima linie în lupta cu acest virus, aflați într-adevăr la capătul puterilor unii dintre ei, pentru că este un efort susținut de luni de zile. Ne confruntăm într-adevăr cu o situație la limită în sistemul medical și sanitar, cu o creștere a numărului de solicitări din partea cetățenilor, din partea pacienților, în timp ce personalul medical este același, care trebuie să facă toate aceste sarcini. În ceea ce privește partea de birocrație, partea de dotare, partea de extinderea capacităților, noi, cel puțin într-un an de zile, am făcut tot ce a fost omenește posibil să extindem această capacitate a sistemului sanitar și medical, dar în multe situații, pentru că întreba doamna doctor Pop mai devreme ce se întâmplă cu spitalele de campanie, în multe situații, dincolo de dotare, de funcționare, de probleme care pot apărea în funcționarea acestor spitale mobile sau de campanie, problema este aceeași, a personalului medical. Și nu se poate rezolva, din păcate, peste noapte, pentru că mulți ani de zile, atât DSP-urile, cât și specializările de epidemiologie, de infecționiști, au fost neglijate, nu au fost prioritizate și este o chestiune care vine din trecut. Sigur că acum încercăm să rezolvăm aceste probleme, dar rezultatele se vor vedea pe termen lung din punct de vedere al personalului medical. Nu trebuie să ne facem iluzii din acest punct de vedere. Ceea ce putem face în acest moment este să adoptăm toate măsurile care să scadă presiunea pe sistemul sanitar. De aceea este important să respectăm toate regulile privind limitarea răspândirii virusului în societate, să înțelegem că atunci când se atinge un grad de incidență de peste 3 la 1000, nimeni nu-și dorește acest lucru, dar o parte dintre activități trebuie suspendate, restricționate, limitate, și doar așa putem să reducem presiunea pe sistemul medical. S-a făcut, domnule deputat Manole, s-a făcut tot ce e omenește posibil, așa cum ne spune reprezentantul executivului? Eu ascult, nu știu, încerc să fiu echilibrat. Discuția a pornit cu două doamne care sunt din domeniu și care au vorbit la obiect, evident, nu se poate spune altceva. Domnul Dancă are un ton constructiv, e bine că se întâmplă asta, era și mai bine ca tonul ăsta constructiv să vină dinspre guvern de la început, dar pe de altă parte problemele alea care vin din trecut, unele vin din trecut, e adevărat că suntem o țară departe de a rezolva toate temele și din sănătate și din educație și așa mai departe, dar până la urmă la DSP București nu răspunde DSP-ul la telefon, dar nu de 20 de ani, ci nu răspunde acum când e nevoie de el. Și au văzut toți oamenii care se uită la televizor și au simțit pe pielea lor, cei care au sunat în nevoie la DSP București, de exemplu. E drept că sunt probleme cu personalul în spitale, dar până la urmă nu din trecut, că nu bunica mea a pus la un spital un manager de la care-i cioclu sau nu a dat un medic bun la o parte, la Timișoara, să pună pe nimeni acolo și îmi pare rău că poate folosesc cuvinte un pic mai așa, mai contundente. Dar asta este adevărul. Sunt probleme din trecut, sigur, putem să ne le asumăm cu toții, că nu e cazul să fim acum hiperpolitizați în discurs. Dar anumite lucruri care erau simple, care erau de bun simț și care se puteau face unele dintre ele fără eforturi financiare, fără eforturi care țin de o arhitectură a sistemului, nu știu ce, hiperspecializată. Nu, pur și simplu să nu pui manager pe oricine, să pui la DSP niște oameni capabili să răspundă la telefon, să pui la DSP niște oameni care să poarte ei înșiși măștile,
că tot cere guvernul și are dreptate și sunt și eu de acord, să știe toată lumea, e bine să purtăm mască, e bine să poarte toată lumea mască, e bine să respectăm regulile, dar e bine să le respecte și cei care trebuie să le pună în operă, ca să zic așa, cei care trebuie să vegheze, cei care trebuie să facă anchetele epidemiologice și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu țin de trecut, toate aceste lucruri țin de un prezent prost gestionat și marea problemă este că dincolo de sănătatea publică, o temă extrem de importantă, această pandemie produce și daune în alte zone, în zona economică, de exemplu, unde crește șomajul, în zona educației, unde o să avem probabil o generație cu mari probleme, care nu se poate uita la televizor, doamnă ministra educației Anisie, dacă nu are curent. Că nu se poate fără electricitate să aprinzi televizorul ăla. Dar să spun numai ultima dintre declarațiile absurde. Domnule Ionaș, suntem deci într-o situație pe care trebuie să o gestionăm cumva. Începem să ne uităm, ca de obicei, în trecut, să găsim vinovați, însă până găsim vinovați. Aici, doamna profesor Popa are perfectă dreptate. Avem periodic discuțiile despre cum arată sistemul medical, unde sunt probleme, fie că e subfinanțat, fie că nu e personal medical, dar noi avem de trecut acum o situație și ceva, mă rog, niște specialiști ne spun că suntem la începutul ei, adică de aici încolo nu prea vor urma lucruri ușoare. Ce facem? Dincolo de căutatul vinovaților, care sigur că poate să fie un sport relaxant la un moment dat, dar nu ne ajută cu nimic. Doamna Ruse, să spun eu ceva. Vă rog, doamna profesor. Nu e vorba de dat vina pe cineva, e vorba de faptul că sunt niște... Domnul Dancă spune că nu există personal, dar atunci când s-au construit spitalele de campanie, trebuia să țină cont de acest lucru. Asta e un aspect și în al doilea rând, în urmă cu vreo două luni când s-au contaminat la una din emisiunile de divertisment ale antenei niște actori, au fost internați acolo. Deci există personal, i-a îngrijit personalul medical și nu altcineva, vă dați seama. Deci se poate. Nu înțeleg de ce nu funcționează cum trebuie, pentru că ar degreva foarte mult. Asta este problema. Și vă spun încă o dată, în momentul în care ele s-au făcut, s-au construit, se ținea cont de fiecare lucru de acolo și de personalul medical categoric. Înțeleg că sunt bine dotate cu aparatură și cu tot ce trebuie, atunci de ce nu funcționează ca să degreveze și la Iași la fel, și la Constanța la fel, și aici la fel, sunt două sau câte sunt, dacă nu mai mult de atâta. Deci eu cred că toți bolnavii care au o stare medie, asimptomatici, nu au ce să caute la spital, de nicio culoare, n-au ce să caute. Dar cei care au o stare medie, care pot fi îngriziți și trebuie îngriziți în spital, toți trebuie băgați în aceste spitale, internați în aceste spitale. Și de-abia cei grav să fie în spitalele care sunt de specialitate aceasta, care au nevoie. Și încă o dată vă spun, nimeni nu are dreptul să dea la o parte pacienții de alte boli. Deci, să fie clar, trebuie concomitență și gândiți-vă că personalul medical are de îngrijit și acești bolnavi și și pe bolnavii cronici care sunt în țara asta și care sunt, doamna Ruse, număr de 5 milioane. 5 milioane de oameni. Și atâta vreau să mai spun, să nu uite nimeni că acești pacienți plătesc asigurări de sănătate, ei au dreptul constituțional în a fi tratați în aș vedea de sănătatea lor. Și cu toate astea, li se refuză acest lucru și merge foarte prost concomitența aceasta între bolnavii COVID care sunt situați în față și nu înțeleg de ce, pentru că COVID-ul nu este o boală chiar atât de periculoasă. Știți foarte bine și știe foarte bine toată lumea care ne ascultă că 85% din cei infectați s-au vindecat. Pe când de cancer nu se vindecă 85%, se vindecă 20% și dacă sunt lăsați și nu sunt tratați, și nu numai de cancer, multe alte boli, ei decedează categoric, pe când cei de COVID, cei mai mulți au forme ușoare sau medii, în niciun caz nu mor. Vă rog, domnule Ionaș. Stăteam și mă întrebam a cui o fi vina. Ok, noi avem probleme mari cu sistemul de sănătate și se știe lucrul ăsta, nu putea fi rezolvat de astăzi pe mâine, dar, de exemplu, a cui e vina că la 7 luni de la momentul în care a început această pandemie în România, noi nu suntem capabili să avem o strategie foarte bună, bine pusă la punct, legat de asimptomații și de cei care au simptome ușoare. În loc să se ducă, cum s-au dus la Iași, să facă coadă, probabil ar fi trebuit să existe un sistem prin care toată birocrația și toate hârtiile să fie făcute de medicii de familie prin telefon sau poate online, printr-o discuție între pacient și medicul de familie. Nu trebuie să pui presiune pe sistemul sanitar și pe spitalele COVID. Nu știu cu e vina că cei de la DSP-uri fie nu funcționează deloc, fie funcționează foarte prost.
Nu știu a cui e vina că, de exemplu, aseară a fost nevoie să se dea 3 rate să nimerească prefectura și grupul ăsta de comunicare strategică toate categoriile de preșcolari și școlari. Mă bucur că inițial aveau grijă creșele și universitățile care nu au, asupra cărora ei n-au nicio autoritate, dar uitaseră grădinițele și clasele primare. Aici nu mai e vorba de ce s-a întâmplat în trecut, e vorba de o totală lipsă de pregătire a unor oameni care ocupă poziții și despre și nu și-asumă nimeni răspunderea. Asta e problema principală. Nimeni nu spune, da, domnule, am greșit. Haideți să vedem cum putem rezolva problema să nu mai punem presiune. De exemplu, astăzi am auzit, am citit că se ia în discuție ca toate spitalele din București să devină COVID. Dom'le, avem zeci de mii sau sute de mii de pacienți care vin la anumite spitale din București pentru tratament oncologic. Nu mai contează acei pacienți. Sunt tare curios, îi lăsăm de izbeliște. A mai fost o perioadă în care anumite spitale din București, care, în care foarte mulți pacienți oncologici sau chiar și maternități nu au mai putut să beneficieze de tratament și de controle pentru că au fost spitale COVID. Facem din nou lucrul ăsta, nu mai contează niciun alt pacient în țara asta. Dacă nu înțelegem că trebuie să punem lucrurile sub o strategie foarte clară, e atât de greu să se ia niște decizii, să eliminăm birocrația asta. În momentul ăsta am văzut de spitalele private, când întreba doamna doctor Pop, păi la Bacău a făcut spital privat și prefectul s-a rugat de oameni să-l cumpere cineva, că nu aveau ce face cu el. Și Bacău are foarte multe cazuri, din nou. Despre asta e vorba, despre faptul că facem lucruri fără cap și nimeni nu-și asumă. Nimeni nu spune, singurii vinovați, eu am înțeles, sunt cetățenii, ok, suntem vinovați, nu respectăm nimic. Ok, și cum face statul să se asigure că partea aia de cetățeni care respectă totul vor fi protejați? Cine le oferă siguranța asta? Nimeni, din păcate. Vreau să mai discutăm o chestiune, pentru că profit de prezența doamnelor doctor în emisiune. Sunt date oferite de către Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. E vorba de mortalitate. Este calculată la 14 zile mortalitatea de COVID. Și aici vreau să vedem, sunt date absolut incredibile. România este pe locul al doilea. Rata deceselor la 14 zile calculată la 100 de mii este, arată așa, Cehia 7,1, România 4,5, Spania 3,8, Ungaria 3,7 și Belgia 3,1. Restul țărilor, unele sunt, au în jur de 0, altele se situează în jur de 1, maximum 2. În schimb, aici vedeți stopul. Doamna profesor Dorobăț, de ce se moare atât de mult? Sau ni se pare nouă exagerat? Bine, orice moarte este absolut înfiorătoare și e tragică. Dar când te uiți la coeficienții ăștia, te iau cu amețeală, adică rata deceselor, România pe locul 2 în Europa? Rata este impresionantă, fără îndoială, și de asemenea sunt convinsă că a fost calculată corect la total patologie COVID care a fost înregistrată în țara respectivă și nu la nivel de pacienți spitalizați. Dar aici trebuie să avem în vedere și numărul de teste care a fost făcut. Pentru că dacă numărul de teste a fost mai mare, atunci înseamnă că și rata ca urmare va avea o altă valoare, iar dacă numărul de teste este mai mic și mortalitatea va fi mai mare, pentru că întotdeauna 5% din total care sunt diagnosticați în forme severe, iar din cei 5%, spune eu, până la peste 50% chiar pot fi cazuri soldate cu deces, având în vedere gravitatea pe care noi le cunoaștem din compartimentele de terapie intensivă. Deci trebuie să avem în vedere și valoarea la care se raportează acest total de număr de decedați. Doamna profesor, e o senzație pe care o avem noi că se moare mai ușor în România de COVID, de boala asta despre care spuneați, că totuși nu e atât de dramatică, nu se compară, ferească Dumnezeu, cu cancerul sau cu alte boli groaznice. Dacă mă întrebați pe mine, trebuie să vă spun că la Iașul boli infecțioase este spital COVID. Și ca atare, tot ceea ce înseamnă mortalitate este prin infecția cu acest virus. Și trebuie să vă spun că, din nefericire, am văzut și cazuri dramatice, fără comorbidități, la vârste de 20, 30,
40, 50 de ani, deci la persoane la care nu te-ai aștepta să aibă o evoluție atât de tragică și relativ rapidă. Pentru că pacienții aceștia, de regulă, dacă agravează, agravează și rapid și de asemenea evoluția este foarte rapidă pentru că însă sistemul de reacție a organismului la această vârstă, unde nu există comorbidități, reacționează impulsiv, reacționează zgomotos și ca urmare decesul se produce printr-o distrucție a propriului organism ca urmare a războiului acesta între agenții infecțioși și sistemul de apărare a organismului. Doamna profesor Pop, este e ceva, pentru că există și discuția asta, că de fapt se moare prea ușor în spitalele din România de COVID. E o percepție pe care o avem noi, oamenii, cetățenii speriați, că n-ai cum să nu fii speriat? Sau e ceva în neregulă cu, nu știu, felul în care sunt tratați pacienții, cu schema de tratament? Asta categoric nu. Asta fără doar și poate nu. Asta este problema, după părerea mea, sigur că da. În primul rând și în alte țări, doamna Ruse, trăiesc tot oameni. Și tot oameni care conviețuiesc cu virusul ăsta, știi, cu pacienți COVID. Însă, strategia de comunicare în țara asta, mie mi se pare foarte greșită și vă spun și de ce. Și nu trebuie să se supere nimeni pentru asta și să se gândească fiecare decident. La orice fel de sugestie venită de la cineva, poate că e bună, poate că se poate pune în practică, de la oricine. Dacă, cum să vă spun, patru ochi înseamnă mai mult decât doi și șase înseamnă mai mult decât patru. Deci totdeauna o idee poate să fie pusă în practică. Problema este că această, pentru că fără doar și poate, și nu poate nimeni contrazice acest lucru, s-a indus panică. Prin media s-a indus panică. Asta a fost strategia pe care a gândit-o guvernul și aici eu am multe de spus. Pentru că omul se sperie și numai departe de aseară am vorbit cu un pacient relativ tânăr, dacă considerați că este tânăr la 40 ceva de ani, eu așa consider că este. Era speriat de moarte, fără să aibă nici pe cineva în familie și nici el să fie bolnav. Era speriat de moarte. Mi-a spus că a ajuns într-o stare psihică în care nu se mai poate controla. Că îi se pare că dacă se culcă nu se mai trezește. Că spală toate ambalajele. Nu trebuie indusă panica asta. Părerea mea este că dacă noi am fi explicat altfel, și mai este o problemă și formă continuă ideea, decidenții, mulți dintre ei, sau mă rog, câțiva dintre ei, au spus lucruri controversate despre același lucru. Deci despre un subiect, unul dintre ei spunea într-un fel și unul spunea altfel. Și din motive politice, dacă vreți, aici nu trebuie să existe politică, absolut deloc. Deci aici n-are ce să caute nimic politic. Aici trebuie adunați toți cei care pot să facă ceva pentru ca această pandemie să treacă mai ușor pe lângă noi. Și încă o dată vă spun, dacă îi s-ar zica oamenilor că este o boală periculoasă, că poate conduce la foarte rău, după cum s-a văzut, că se poate trata și știți foarte bine că au fost controverse și la bai proastă hidroxiclorochina, bai foarte bună, bai e bun remdesivirul, bai nu-i bun. Lucrurile astea fac populația să nu mai aibă încredere. Și încă o dată vă spun, atâta timp cât vine unul și spune că masca nu are rost și până vine spune că are rost. Sau că nu știu care medicament e bun și până nu e bun. Ce să mai creadă oamenii? Și din acest motiv și din motivul de panică și trebuie să recunoaște cei din media că nu a fost bine panica nebună. Deci începeau toate telejurnalele cu panica nebună că au mai murit atâția și au fost atâția și așa. Sigur că trebuie spus, fără doar și poate. Categoric trebuie ținut, trebuie măsuri de profilaxie, fără doar și poate. Dar nu cu panică așa, pentru că oamenii au început să nu mai vrea să mai meargă la spitale. Băiatul ăsta despre care vorbesc l-a și spus. Dacă mă îmbolnăvesc, eu nu mă duc sub nici o formă. Nu mă duc la spital. Sau acasă dacă mă-i vindeca, bine, dacă mor, asta e, dar nu mă duc. Uitați ce se întâmplă în spitale, uitați ce spun, uitați că nu se poate, uitați că unii aleg. Nu e bine asta. Oamenii trebuie să înțeleagă, încă o dată vă spun și încă ceva, doamna Ruse. Nici un fel de lucruri bune și pozitive despre asta nu se spune. De ce nu puneți accent? Eu vă spun, vorbesc încă o dată, e vorba de comunicarea cu publicul. Și comunicarea vine de, nu de la dumneavoastră, adică dumneavoastră o transmiteți doar. De ce nu se spun și lucruri pozitive? Pentru că 85% de vindecați e o cifră enormă și aș fi curioasă să știu dacă în alte țări există această cifră. Dar nimeni nu vorbește despre ea pentru că e de bine. Și noi știm foarte bine teoria mediei, cum că răul aduce publicitate, dar acum nu e cazul să vorbim și să facem așa ceva. Acum e cazul ca oamenii să înțeleagă că trebuie să respecte măsurile respective.
respective și să nu se sperie dacă cumva se întâmplă să aibă simptome, să meargă la medic și nu să se ducă în ultim moment că nu mai ai ce să mai faci. Pentru că asta este o meteahnă a românului și așa, și fără pandemia asta. Se duc în ultim moment și vreau să vă spun, ca să nu e foarte elegant sau foarte bine ce am făcut eu, dar eu sunt unul dintre cei care a făcut așa și nu m-am dus când trebuia, pentru că am considerat că nu e ceva important și ceva neimportant era un cancer de colon. Deci de asta spun că nu e niciodată de întârziat. Și dacă oamenii se duc la timp, o să vedeți că mortalitatea va scădea considerabil. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor Pop. Vreau să vedem și declarația președintelui Klaus Iohannis, pentru că e importantă pentru discuție și pentru discuția despre decesele de COVID. Haideți să vedem ce spune președintele. Despre infecțiile nozocomiale, vă cer o informare la Ministerul Sănătății, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puțin ciudat în condițiile în care s-au luat măsuri de îmbunătățire a situației, dar de la ce am avut la zero, cred că este cale lungă și voi cere o explicație pentru asta. Bun, explicație cere președintele pentru ceea ce se întâmplă cu infecțiile nozocomiale, însă vreau să mai vorbim despre un lucru, pentru că se leagă cumva de atmosfera în care noi trăim în această perioadă. Vorbim despre faptul că un judecător din Pitești cere anularea hotărârii privind obligativitatea măștii. Nu este orice fel de judecător, este un judecător cunoscut. Bianca Chivu, dacă e în legătură telefonică. Diana, Bianca, te ascultăm. Bună seara! Bun găsit tuturor! Printr-o scrisoare transmisă prefecturii Argeș, judecătorul Ion Rebecca de la Curtea de Apel din Pitești cere revocarea hotărârii prin care, începând cu 14 octombrie, a fost instituită obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice din Argeș. Și după cum spune și judecătoarea, din mai multe motive, actul administrativ este contrar normelor cuprinse în actele normative internaționale și de drept și, de asemenea, produce efectul încălcării dreptului la liberă circulație, spune judecătorul, și referindu-se la motivele pentru care actul acesta încalcă normele fundamentale, știm foarte bine că în momentul în care o localitate, un județ, trece de rata de incidență 3 la 1000 de locuitori în 14 zile, este nevoie de purtarea măștii de protecție în spațiile publice deschise. Dar precizează această judecătoare faptul că în Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență transmitea faptul că județul Argeș, la momentul în care hotărârea a fost luată, avea sub 3 la 1000 de locuitori, sub rată 3 la 1000 de locuitori, fiind unul dintre județele chiar cu incidență sub 1,5 la 1000 de locuitori. De asemenea, judecătorul lasă să se înțeleagă faptul că în cazul în care nu va primi un răspuns favorabil de la Prefectura Argeș, va cere inclusiv în instanță anularea hotărârii privind obligativitatea purtării măștii. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Domnului și domnilor, luăm doar câteva minute de publicitate. O să revenim imediat cu discuții despre acest subiect, dar o să vedeți și imaginile zilei în vârf, în plină pandemie, ce au făcut astăzi premierul și vicepremierul imediat.